Autoritățile comunei Lisa au atribuit contractul pentru reabilitarea drumului care leagă satul de Mănăstirea Breaza. Singurul ofertant a fost compania clujană Diferit SRL, care în ultimii ani a derulat mai multe contracte în domeniul infrastructurii publice la nivelul județului Brașov. Reabilitarea drumului DC75B de la Breaza până la ieșirea satului Breaza până la Mănăstirea Breaza, inclusiv podul existent pe același drum, are o valoare de 6.200.000 de lei noi. Proiectul tehnic este făcut. Avem deja și câștigătorul al licitației. Terasamente plus asfalt plus podul care există pe drum. Terasamente undeva grosime cu asfalt cu tot se va ridica la vreo 60 de centimetri. După normele care sunt în vigoare, urmează contractul cu diriginte de șantier, anunțul Inspectoratului de Stat în Construcții și, ulterior, ordinul de începere lucrări. Sperăm că, cel puțin până vine frigul, să facem doar terasamentul, ulterior, în primăvară, să punem și stratul de asfalt. Reamintim că în vara acestui an, autoritățile locale ale comunei Lisa au actualizat indicatorii tehnico-economice ai proiectului reabilitare DC75B, Breaza Mănăstirea Breaza, iar costul lucrărilor a fost indexat cu peste 1 milion de lei. După ce la primele licitații, deși s-au înscris mai multe firme, niciuna nu a mai depus oferta. Cel mai probabil, prețul proiectului nu era unul atractiv. În urma actualizării prețurilor, lucrarea a fost din nou scoasă la licitație, iar de această dată s-a desemnat și câștigătorul. Drumul spre Mănăstirea Breaza se va realiza cu bani prin programul Angel Salini. Drumul de 2,68 de kilometri leagă satul Breaza de Mănăstirea Breaza și este în prezent doar pietruit.